câteva cuvinte atribuite lui Petre Țuțea. Un tâmpit mai mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți, de asta numai eu am fost în stare. Și mai sunt câteva cuvinte atribuite lui Petre Țuțea despre Ceaușescu, intitulat Epitaf. Circulă pe anumite medii acest citat ca fiind al lui Petre Țuțea, nu știu dacă este al lui. Spune așa: Ceaușescu a condus România timp de 24 de ani. Nu se poate spune că era bine pe vremea lui Ceaușescu, dar puțin știu cum era România înainte de Ceaușescu. Acest conducător a fost pentru țara asta ceea ce au fost Kemal Atatürk pentru Turcia și Abdel Nasser pentru Egipt, tatăl națiunii. Ceaușescu a scos România din evul mediu, de la lumina lumânării la lumina electrică, de la carul cu boi la întreprinderi producătoare de automobile, camioane, tractoare, locomotive și avioane. Nu știu dacă, păstrând proporțiile, există performanțe asemănătoare în istorie, poate Ramses cel Mare. Ceaușescu a dictat să se ridice școli, spitale, diguri, baraje, hidrocentrale, căi ferate, aeroporturi, baze militare subterane, lucrări hidrotehnice, portoare, flote de avioane și vapoare, irigații pe mii de hectare, poduri impresionante, ba chiar și autostrăzi. În 24 de ani amărâți, răstimpul care a plătit datoriile și a dublat populația urbană. De fapt, este incredibil. Dacă știți despre ce vorbesc, veți vedea că performanțele lui Ceaușescu frizează imposibilul și peste asta a păstrat demnitatea acestui popor de tâmpiți.